Se pare că pandemia de coronavirus se întoarce. Franța trage un semnal de alarmă după ce a fost înregistrat un nou record de infectări. Conform Digi24, este și cel mai mare bilanț zilnic înregistrat până acum în Uniunea Europeană. La nivel mondial, ieri doar Statele Unite au raportat mai multe îmbolnăviri, și anume 547.000. În Franța, deși nivelul infectărilor este uriaș, presiunea asupra sistemului sanitar este mai mică decât în valurile precedente. O explicație ar fi gradul mare de vaccinare de peste 80% din populație. De asemenea, de la 15 ianuarie a intrat în vigoare supercertificatul verde, mai exact accesul în foarte multe locuri, cum ar fi restaurante sau terenuri, este permis doar celor imunizați cu schemă completă. Nu mai sunt acceptați și cei care au trecut prin boală în ultimele 6 luni. Nu vom scăpa de COVID-19 anul acesta și poate nu vom scăpa niciodată, avertizează Organizația Mondială a Sănătății. Același oficial al Organizației Mondiale a Sănătății a evocat de asemenea posibilitatea ca pe viitor cele 3 sau 4 vaccinuri anticovid să fie considerate drept numărul normal de doze pentru a evita formele severe ale bolii.